Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu Cristina Gătește din Inimă. Aici veți putea găsi rețete ușoare de pregătit, foarte delicioase, ca la noi acasă. Bună ziua, dragilor! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc o prăjitură ciocoflan sau prăjitură cu cremă de zahăr ars. Uitați-vă cum arată. Arată foarte bine. Acesta este blatul, acesta este sufleul, sufle sau din ouă și lapte, zahăr. Arată super bine. Uitați-vă. Super, super, super. Uite. Blatul este foarte însiropat și foarte moale. Deci, dați să vă arăt cum îl pregătesc eu. Prima dată pregătesc așa prăjitură. Așa că spor la 3 bușoare. Vă pup! Așa, deci pentru prăjitura ciocoflan sau prăjitura zahăr ars avem nevoie de 10 ouă, 1 litru de lapte, 200 de grame de zahăr pentru caramel, 100 de grame de zahăr pentru lapte și ouă și 20 de grame de zahăr vanilat. Pentru blat vom avea nevoie de 100 ml de ulei, 100 ml de lapte, 160 g de făină, 2 linguri de cacao, 100 g de zahăr, o linguriță de praf de copt și 2 ouă. Deci mai întâi de toate dați să facem caramelul. Așa, adăugăm zahărul într-un ceaun sau cratiță și adăugăm un picuț de apă, undeva vreo 2 linguri sau 50 ml de apă, așa. Aprindem focul. Așa. Și caramelizăm zahărul. Încă așa, amestecăm în continuu până ce devine caramel. Că caramelul nostru este gata, stângem focul. Așa. Uitați-vă. Luăm și-l turnăm în tavă. Așa, l-am întins pe toată suprafața. Încă așa. Acum ne ocupăm de ouă, de lapte, adăugăm ouăle, așa, zahărul, zahărul vanilat, laptele, așa, și le batem. Adăugăm ouăle bătute în tavă. Așa. Acum o dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru jumătate de oră. Apoi punem blatul deasupra. Scoatem și punem blatul. Punem aluatul de la blat. Acum vom face blatul. Adăugăm ouăle, uleiul, laptele, zahărul, puțină sare și batem. Am bătut, acum adăugăm făina, așa. Adăugăm praful de copt, cacao și iarăși batem. Așa, am făcut și blatul. Uitați-vă cum arată blat de ciocolată. Peste jumătate de oră scoatem prăjitura noastră, adăugăm aluatul pentru blat și iarăși o mai dăm până ce este gata. Așa, acum adăugăm blatul deasupra și îl mai dăm până ce blatul va fi gata. Așa, îl dăm la cuptor înapoi. Așa, prăjitura noastră este gata. O lăsăm să răcească complet. Apoi o punem pe un bliuda ceva. Deci așa arată prăjitura. Uitați-vă. Este foarte moale. Acum să răcească un pic.
și o tăiem să vedem cum arată. Ia uitați-vă ce bine arată. Vedeți în tăietură. Este încă fierbinte. Uitați-vă cât e de moale și blatul și totodată și uitați. Vedeți? Arată super, super. Cred că este și foarte, foarte, foarte delicios. Uitați-vă. Prima dată am făcut, așa că cred că nu-i ultima. Dragii mei, vă doresc poftă bună și numai bine. Pa, pa!